Turiștii de pe plajă sunt cei care au zărit delfinul care se zbătea la câțiva metri de mal. Au chemat salvamarii care au reușit să aducă puiul în siguranță. Tot ei au alertat și membrii ONG-ului Mare Nostrum. Mamiferul a fost găsit cu hemoragie gravă, însă biologii ajunși la fața locului au încercat să facă tot posibilul să-l salveze. Acesta a fost urcat într-o dubă și transportat la delfinariu. Pe drum însă, din cauza rănilor, puiul de delfin a murit. Specialiștii spun că cel mai probabil acesta s-ar fi lovit de o embarcațiune, pentru că tăietura de pe spate este mult prea adâncă să fi fost provocată de plasele pescărești. Mamiferul a fost preluat de către medicii sanitari veterinari pentru a afla cauza morții.